de Pateric. Viața lui Ava Gheorghe, Anahoretul, și a lui Talaleu, ucenicul lui. Spuneau unii dintre părinți despre Ava Gheorghe Anahoretul că a trăit 35 de ani, rătăcind gol prin pustie. Spuneau iarăși despre el că pe când era în munții mănăstirii lui Ava Teodosie, cel din Scopelos, avea un ucenic. Acesta a murit. Pentru că bătrânul nu avea unelte ca să sape mormântul și să îngroape trupul fratelui, s-a coborât din munte la mare și a găsit o corabie care se apropia de țărm. A rugat proprietarul corabiei și pe corăbieri să se suie cu el în munte și să îngroape pe fratele, iar ei au primit rugămintea bătrânului. Au luat uneltele trebuitoare și s-au urcat în munte împreună cu el. Au săpat groapa și au îngropat trupul fratelui. Unul dintre corăbieri, numit Talaleu, mișcat de virtutea bătrânului, l-a rugat să-i îngăduie să rămână cu el. Bătrânul i-a spus că nu are să poată suporta nevoințele ascezei. Tânărul însă a răspuns, ba da, am să le suport, și a rămas cu bătrânul. A stat cu el un an, nevoindu-se mult în asceză. După un an, fratele Talaleu i-a făcut metanie bătrânului și i-a spus, roagă-te pentru mine, părinte, că Dumnezeu, pentru rugăciunile tale, a îndepărtat de la mine chinul. Nu mai simt nici o oboseală, nici văzduhul nu mă mai biciuiește, arșița verii nu mă arde și nici iarna nu îngheț de frig, ci dimpotrivă mă simt foarte bine. Bătrânul l-a binecuvântat. După ce a mai stat 2 ani și jumătate cu bătrânul, fratele Talaleu a cunoscut dinainte că îi se apropie sfârșitul și l-a rugat pe bătrân spunându-i, ia-mă la Ierusalim să mă închin Sfintei Cruci și Sfintei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru, căci în aceste zile Domnul mă va lua la sine. Bătrânul l-a luat și au plecat în Sfânta Cetate. După ce s-au închinat sfintelor și cinstitelor locuri, s-au pogorât la Sfântul Râu Iordan și s-au spălat pe tot trupul. După 3 zile, fratele Talaleu a murit. Bătrânul l-a înmormântat în Lavra Coprata. După câtva timp, a murit și Ava Gheorghe Anahoretul și l-au îngropat părinții tot în Lavra Coprata, în biserica lor. Viața bătrânului Patriciu din mănăstirea Scopelos. Era un bătrân care trăia în mănăstirea părintelui nostru Teodosie, de fel din Armenia, numit Patriciu. Era foarte bătrân. Se spunea că este de 113 ani, blând și smerit sihastru. Părinții acestui loc ne povesteau despre acest virtuos bătrân că era starețul chinoviei Avazanu. A părăsit însă stăreția de teamă de a nu păcătui mai mult și de a nu fi osândit, fiind în fruntea chinoviei, căci spunea el că păstorirea oilor cuvântătoare se cuvine marilor bărbați și a venit la ascultare în mănăstirea părintelui nostru Teodosie, judecând că e mai bine așa pentru mântuirea sufletului său.